Dacă ar fi să vă intervievați singur, ce întrebare v-ați pune? Care nu v-a pus-o niciun om care ați discutat până acum? Nu știu dacă s-a întâmplat asta. Așa întrebări în tot pun, dar... Iar o întrebare recurentă în cazul meu este legată de, cum să spun, de reușită. Adică mă apuc să fac un lucru, îmi doresc foarte tare ca lucrul ăsta să fie dus la bun sfârșit. Și întrebarea care vine este, ce ai dat la schimb pentru ca asta să iasă? Se întâmplă la fiecare film pe care îl fac. Și mi-apare întrebarea asta în minte, ca și cum cineva din interiorul minții mele mi-ar pune-o. Ce ai dat la schimb? Și vă răspundeți? Da, spun că aș da multe, dar n-aș da familia, n-aș da totul până la oamenii de care sunt atașat. Și atunci ajung chiar să mă rog invers, să le fie lor bine și cu riscul de a rata filmul. Dar o întrebare care revine. Legat de film, legat de... Cum a fost acum, am lucrat la fotografii, la... A fost destul de solicitant lucrul la fotografii. Expoziția a ieșit bine, oamenii au fost încântați, cred. În fine, asta au fost ecourile. Cam din zona aia din ecourile. Și mă gândesc că lucrurile s-au întâmplat bine. M-am întors de la Cluj acum. Ieri m-am întors și am venit să văd ce se mai întâmplă aici la atelier și m-am accidentat și sunt tăiat. Cum aș de asta stau cu mâna sus. Spun asta așa ca să elimin absolut orice fel de suspiciune, de aroganță și de poză. Că cine știe. Da, sculptură vie. Și probabil că na, tăietura asta trebuie să fie o plată, un tribut pentru ceva.